Bună ziua! Conferința noastră de presă de astăzi, sper să nu vă surprindă, este axată pe transmiterea în direct către domnul Traian Băsescu a mesajelor electorale pe care echipa de campanie deja le-a comunicat celor care astăzi se prezintă în fața opiniei publice. Îi transmitem domnului Traian Băsescu că Uniunea Social-Liberală face un apel către toți românii să vină la vot pe 9 decembrie, pentru că acest lucru este foarte important. Cu cât mai mare va fi participarea, cu atât mai categorică va fi înfrângerea lui Traian Băsescu. Fiecare vot contează pentru a pune capăt definitiv regimului Băsescu. Domnul Băsescu ar putea și dumnealui, în frecventele apariții electorale, să ne urmeze exemplul și să cheme cetățenii la vot, nu așa cum a procedat la referendumul din vară, când a boicotat, după cum știți, exercițiul democratic. Urmează alegeri mai importante ca oricând și e nevoie de fiecare vot în parte. Noi nu considerăm lupta deja câștigată. Fiecare vot contează. Cu fiecare vot pe care îl dau cetățenii, vocea lui Traian Băsescu se va face tot mai puțin auzită. Românii vor USL și îl vor pe Victor Ponta prim-ministru. Cel puțin așa spun toate sondajele de opinie și vrem să se vadă acest lucru la vot. În momentul de față, Traian Băsescu nu mai poate influența politica din România. Alegerile, așa cum arată și sondajele apărute chiar azi, vor da o majoritate covârșitoare clară pentru Uniunea Social-Liberală. Domnul Băsescu nu ne-a dat până la această oră, și amintesc că am cerut acest lucru, adresa domniei sale de e-mail pentru ca noi să-i putem da direct mesajele pe care le transmitem în teritoriu. Ca să simplificăm acest flux de comunicare, ca să nu se cheltuie bani publici pentru a obține aceste mesaje, încercăm și această variantă. Îi comunicăm noi direct prin intermediul conferinței de presă. Vreau să spun pe scurt care au fost indicațiile pe care le-am transmis de la echipa națională de campanie către candidații USL în cursul acestei zile, pentru ca Traian Băsescu să le știe direct, pentru a putea ști dacă este sau nu este implicată persoana sa în campania electorală. Un prim mesaj. Am recomandat și astăzi candidaților noștri să promoveze ideea că votul pentru candidații ARD înseamnă un vot pentru Traian Băsescu. De ce susținem acest mesaj? Pentru ca toți acești candidați, de fapt, cei despre care discutăm, despre ARD, fac parte din partidul lui Traian Băsescu, cel care a girat toate măsurile anti-românești luate de, nici nu știu cum să-l mai numesc, de fostul președinte, pentru că astăzi eu nu-l consider că este președinte. Pentru că un vot pentru un candidat ARD înseamnă un vot pentru ca Traian Băsescu să conteze în politica românească, pentru a putea influența în continuare deciziile. Și pentru că ARD-ul înseamnă sau este egal austeritate și tăieri, adică exact ceea ce a promovat Traian Băsescu. Al doilea mesaj. Am cerut candidaților noștri să le transmită românilor că Traian Băsescu este un ipocrit atunci când cere românilor să nu voteze candidați cu dosare. În 2004, același Traian Băsescu le cerea românilor să îl voteze cu toate dosarele sale penale și erau destule. Ne amintim, dosarul Flota, o pagubă de peste 300 de milioane de euro la bugetul României. Dosarul Mihăileanu, casa pe care și-a dat-o singur, dosar pentru spălare de bani, dosar închis cu câteva zile înainte de 29 iulie 2012 de către prietenul său Daniel Morar. Al treilea mesaj. Românii nu trebuie să uite tot ce a însemnat guvernarea lui Traian Băsescu și a celor din PDL. Câteva.
s-au tăiat veniturile bugetarilor cu 25%. Sute de mii de români au fost duși în sărăcie. S-au tăiat pensiile de sub 1000 de lei prin introducerea plății de asigurări de sănătate. S-au desființat aproape 70 de spitale, lăsând sute de mii de oameni fără acces imediat la servicii medicale. A crescut TVA la 24%, fapt care a dus la creșterea prețurilor. S-au furat voturi la legea pensiilor pentru a promova o lege proastă. S-au desființat școli și s-au dat afară mii de profesori. Aproximativ 1000 de școli au fost desființate, iar 15.000 de profesori au fost concediați. S-au desființat, din păcate, peste 750.000 de locuri de muncă. Următorul mesaj. Am cerut candidaților noștri să conteste minciunile promovate în această campanie de Anca Boagiu, care le spunea alegătorilor din sectorul 2 că ea a făcut autostrada Soarelui. Noi știm că în cea mai mare parte ea a fost terminată în anul 2004. Am transmis și minciunile celebrei candidate romașcane, doamna Elena Udrea, pentru că știm că îl va interesa pe domnul președinte Băsescu. Un ultim mesaj. Am cerut și cerem candidaților noștri să spună adevărul legat de alegeri, de pericolul fraudării acestora. Minciunile lui Traian Băsescu și ale ARD cu privire la aceste probleme au ajuns prea departe. Câteva lucruri sunt simple. În primele 3 săptămâni de campanie au fost înregistrate numai 576 de incidente la nivel național, cu o treime mai puțin față de scrutinul precedent, pentru că acest guvern a luat măsuri pentru a întâmpina încercările de fraudare. Cei de la ARD și Traian Băsescu știu că vor pierde în mod devastator alegerile din 9 decembrie. În aceste condiții, nu putem permite ca votul oamenilor să fie contestat cu minciuni flagrante, așa cum s-a întâmplat și la referendum. Băsescu vorbește despre milioane de voturi fraudate la referendum, dar procurorii au găsit numai câteva. Aș vrea la finalul celor ce aveam de spus să reiau mesajul principal al acestei conferințe de presă, și anume apelul călduros, apelul sincer către cetățenii români de a se prezenta la vot pe 9 decembrie. A veni la vot pe 9 decembrie înseamnă în continuare a nu-l mai lăsa pe Traian Băsescu să conducă România. Înseamnă în continuare a pune ARD-ul acolo unde e locul, în afara istoriei. Cu cât vor veni mai mulți cetățeni la vot pe 9 decembrie, cu atât legitimitatea măsurilor pentru viitor va fi mai mare și legitimitatea viitorului guvern va fi întemeiată pe voința populară, ceea ce ne va arăta că poporul român este în mare parte scăpat de frustrarea de la referendum. Apelul meu este în continuare, români, veniți la vot pe 9 decembrie. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări sau comentarii. Sigur, eu nu pot să fac alte comentarii în afara celor pe care ni le dau ca direcții sondajele de opinie. După cum știți, în funcție de casa care a făcut sondajul de opinie, prezența la vot este estimată între 42% și 48%. În medie. Dacă noi vom reuși și cu sprijinul dumneavoastră să-i convingem pe cât mai mulți români să vină la vot, putem să ne apropiem de această limită maximă de 48%, poate chiar 50%. Dar este important odată să retransmitem mesajul și mulțumesc mass media dacă ne ajută cu acest mesaj și doi, cred că importantă este și starea vremii din ziua de duminică, din ziua votului. Așa cum am văzut prognozele, cel puțin pentru anumite zone sunt destul de nefavorabile prognozele, dar pentru sud și pentru o parte din sudul Moldovei, prognozele sunt oarecum mulțumitoare și ca atare credem că aici prezența la vot va fi semnificativă. Încercați o replică sau un răspuns în seara la televizat din partea președintelui, dar pe toți ar fi ați oferit mesajul dumneavoastră.
Dacă ați observat în textul pe care l-am făcut public, am invocat un lucru simplu. Dacă Traian Băsescu va crede că este implicată persoana sa prin ceea ce spunem noi, atunci sigur va trebui să iasă. Dacă nu, înseamnă că tot ce a făcut până acum a fost o mascaradă, cum noi știm de fapt, și că a fost o campanie electorală pe care o face pentru cei de la PDL. Nu-i nimic nou sub soare, dar în felul acesta nu facem decât să îl ajutăm să-și clarifice poziția. E mincinos sau e cinstit? Eu știu că e mincinos. Eu știu că e demagog. Eu știu că e manipulator. Și multă lume în această țară știe. 7,4 milioane de oameni știu că Traian Băsescu minte. Dar haideți să ne mai arate încă o dată acest lucru. Îl provocăm și pe această cale. Vă mulțumesc, o zi bună!